Doamnelor, domnilor, vă mulțumim că ați ales să urmăriți Credo TV și vă vom prezenta în continuare o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. De aici, din Cluj-Napoca, de unde se află studioul nostru, vă transmitem cu dragoste multă încurajare prin aceste emisiuni și am dorit să fim alături de dumneavoastră, femei din România, de pretutindeni, indiferent de vârstă, fie că sunteți doamne sau domnișoare, fie că sunteți bunici sau mămici tinere, am vrea să vă transmitem încurajare. Și astăzi am invitat-o alături de mine în studio pe o doamnă deosebită, foarte cunoscută, bunică, cu 11 nepoți și mamă a 8 copii, cu o bogată experiență de viață, cu care să povestim împreună cum să ne facem mai bine meseria de mame și bunici. Bine ați venit, doamna Angela Țiprigan! Bine v-am găsit! Mă bucur că ați făcut drumul de la Timișoara până aici la noi ca să stăm de vorbă ca între femei, pentru că aceste provocări pe care ni le ocazionează copiii și poate nepoții, eu nu sunt încă în situație, nu se vor sfârși niciodată și în fiecare zi avem câte o întrebare sau avem poate câte un loc în care o mică sau mai mare încurajare ne prinde bine. Victor Hugo spunea, scriitorul foarte bine cotat francez, dacă vrei să reformezi un om, trebuie mai întâi să încep cu bunica lui. Cum comentați această afirmație? Este interesant cum încep lucrurile. Mi-e teamă că cam târziu să încep cu bunica, dar niciodată despre bunică se spune că este o mamă care a primit a doua șansă. Probabil se referă la acest transfer al valorilor de la o generație la cealaltă și niciodată nu poți să ai un urmaș pe care ți-l dorești dacă nu ești mai întâi tu însuți, dacă viața ta nu suportă transformare. Spune Scriptura, poate un orb să călăuzească un alt orb niciodată, pentru că amândoi vor cădea în groapă. De foarte multe ori, ca mame, ca bunice, vrem foarte multe lucruri de la copiii noștri, vrem ca ei să asculte ceea ce noi spunem. Avem așteptări nerealiste uneori și nu înțelegem că locul de unde ar trebui să începem ar fi chiar cu viața noastră și cu restaurarea noastră, creșterea noastră, maturizarea noastră și atunci, cu siguranță, într-un mod deosebit putem să dăm mai departe. Probabil în acest sens Victor Hugo se face referire. Eu l-am văzut așa ca un imperativ, ca o afirmație de conștientizare, cât suntem noi de responsabile de ceea ce vine după noi, adică de modul în care trăim, dar și de modul în care ne ocupăm de cei mici. Și când băiatul meu cel mai mare a plecat de acasă, s-a dus student în Germania, deschideam ușa camerei, vedeam că nu mai este acolo, mai scăpam câte o lacrimă, mă gândeam, deci cea mai pregnantă întrebare a fost, au trecut 20 de ani, am făcut ce a trebuit pentru copilul acesta sau i-am dat drumul de acasă nepregătit și am zis, Doamne, acum Tu știi și eu nu pot numai să mă mai rog. Și de asta aș vrea pentru mămicile care au copii acasă și care de foarte multe ori vin și ne spun, vai, vă invidiez că voi faceți emisiuni, conferințe, scrieți cărți, faceți atâtea lucruri pentru Domnul, dar eu sunt blocată între 2-3 copilași cu scutece și nu mai pot să fac nimica și mi-e dor de părtășiile alea. Aș vrea să le transmitem cât de important este ceea ce fac ele acum. Cred că este o vreme pentru fiecare lucru și mă îndoiesc că Dumnezeu cere unei mame care are 3 copii minori și multe solicitări casnice că ar trebui să organizeze conferințe sau să lucreze foarte mult în afara casei. Pentru o vreme Dumnezeu cred că acolo ne fixează amvonul și acolo ne dă acest lut modelabil prin fiecare din copiii noștri. Și frumusețea este că nu ne lasă singure.
ci împreună cu el putem să lucrăm la această modelare și, într-adevăr, aceste mămici ar trebui să înțeleagă că în această vreme misiunea cea mai nobilă pe care o au este să investească în copiilor, să fie alături de ei, să trăiască în ritmul lor, să pășească împreună cu ei, să pună în ei valorile care vor rămâne pentru toată viața. Pentru că timpul trece foarte repede, prea nimic repede. Nu se întoarce înapoi și se spune chiar că spațiile pot fi recuperate, dar timpul niciodată. Ce am înscris în inima unui copil rămâne pentru toată viața. De aceea trebuie în fiecare etapă a vieții noastre să cerem de la Dumnezeu resurse pentru solicitările care sunt și pentru prioritățile pe care ca femei creștine trebuie să le păstrăm și mai ales într-un mod specific ca mame. Mă văd de foarte multe ori mămice care la vârste foarte fragede își duc copiii la grădinițe, chiar sunt grădinițe care primesc copiii de la 2 ani și la jumătate. Creșă, este sau și la creșă, creșă încă. Da. Și mă întreb ce randament al investiției poate să existe atunci când mama și ia copilul de la creșă la ora 5 sau 6 după amiază, este și ea obosită după serviciu și, eu știu, nu vrea să-și abandoneze cariera. Sigur, fiecare sunt situație... Sunt și cazuri critice, limită, da, să nu... Fiecare situație este particulară. Dacă nevoile familiei sunt așa de stringente, din vari motive, și femeia trebuie să contribuie cu efortul ei la nevoile materiale ale casei, atunci nu putem să comentăm. Dar sunt foarte multe situațiile în care nu se duc pentru pâinea cea de toate zilele, se duc pentru cozonac, se duc pentru suplimente, se duc pentru mofturi, se duc pentru că vor să-și continue cariera și să nu piardă ceva. Îmi place să citesc foarte mult biografii umane și de obicei cei care intervievează anumite personalități, în finalul interviului aproape invariabil apare întrebarea: ce regretați când vă uitați în urmă? Oameni care și femei care au făcut lucruri marcante în generațiile lor, care au avut realizări extraordinare, dar când fac un feedback și derulează viața lor, fiecare are regretul că nu a stat lângă copii, că nu a investit destul, că nu a făcut o pauză în această carieră care se poate extinde pe foarte mulți ani de zile și în vremea când copiii aveau nevoie cel mai mult de mamă, să poată să le fie alături. De aceea pledez foarte mult ca prin orice mijloc, orice sacrificiu, o mamă să poată să stea acasă în această perioadă și să își asiste și să investească în copiii ei. Este misiunea dată de Dumnezeu. De asta cred că și citatul pe care l-am enunțat chiar la început, dacă vrei să reformezi un om, trebuie mai întâi să încep cu bunica lui. Cred că dacă vrei să reformezi o națiune, un popor, cred că mamele au această nobilă misiune. Noi îi creștem, de fapt, pe acești oameni care ar trebui să schimbe legi, care ajung în poziții de autoritate și de care ne plângem după aceea sau avem așteptări nerealiste de la ei. Cred că s-a diminuat foarte mult accentul care se pune pe ceea ce mamele trebuie să facă într-o națiune. Sau ceea ce trebuie să fie, pentru că de fapt mamele se multiplică. Ele vor fi în băieții și fetițele lor peste 10, 20, 50, 100 de ani și de asta ne străduim aici, să încurajăm mame valoroase care fac ceea ce Dumnezeu le cere să facă. Și cred că cel mai important lucru, ca să trecem și mai în adânc în subiectul nostru, este ai direcționa pe copii în viață. Dar sunt multe domenii ale vieții, domeniul carieră, educație, am vorbit într-o emisiune despre cultura familiei, sunt toate lucruri bune, dar a avea o relație cu Dumnezeu, domeniul acesta spiritual, cred că este cel mai important și aici aș vrea să vă
provoc să ne spuneți cum să-i împrietenim pe copiii noștri cu Dumnezeu. Cred că pe copiii noștri nu-i putem împrieteni cu Dumnezeu doar de la o anumită vârstă, atunci când credem că ei înțeleg foarte bine sau un cuplu cred că trebuie să pregătească așa cum au grijă de fiecare dată de trusoul cu lucrurile necesare ale copilului. Cred că trebuie să pregătească un trusou cu rugăciune. În sensul că înainte de a avea copilul trebuie să îl acoperă cu această pătură a rugăciunii, să ceară de la Dumnezeu, să mijlocească pentru copilul care vine. Și ca sugestie chiar vreau să dau mămicilor care așteaptă un copil chiar înainte de a naște, când aproape se apropie travaliul, să se înregistreze video. Acum mijloacele acestea tehnice sunt așa de dezvoltate, cu un mesaj și cu o rugăciune pentru copilul care urmează să se nască. Cea amintire extraordinară va fi la vârsta majoratului sau când se căsătorește, să poți să-i dai o asemenea înregistrare, să vadă cât de dorit a fost, cât de așteptat a fost, cu câtă rugăciune din partea ambilor părinți sau a bunicilor, să le pregătim amintiri frumoase pentru viitor. Apoi, în primul rând, cei doi părinți trebuie să aibă un exercițiu de rugăciune. Casa aceea trebuie să aibă un altar pe care se aduc jertfele de laudă și copilului trebuie să îi se transmită această valoare odată cu alăptatul. Nu va înțelege. Un copil mic nu pricepe ce se întâmplă. Prima dată va vedea că în dinamica zilei, la un moment dat, ceva este diferit. Că cei doi părinți, pe lângă obișnuitul lucrurilor din casă, la un moment dat fac ceva special. Copilul acela va deveni atent și va face prin imitație. Își va uni mânuțele, se va uita la părinți și eu cred că Dumnezeu va asculta acel mesaj doar al unui gest. Apoi vor încerca să adauge cuvinte pe care sigur că nu le vor înțelege. Mai târziu vor începe să conștientizeze, rugăciunile lor vor fi mai scurte, vor rezuma înțelesul lor și așa pas cu pas vor crește în înțelegere și ceea ce a fost odată făcut ca imitație va intra după aceea în obicei și împreună cu familia vor fi de fiecare dată și vor valoriza, vor putea să înțeleagă care este scopul rugăciunii, de ce trebuie să se roage personal, de ce trebuie să se roage cu familia, de ce este necesar să fie un altar în fiecare casă, de ce este necesar să se roage pentru obiectivele familiei, pentru problemele de viitor, de ce trebuie să se roage pentru alte persoane și așa, pas cu pas, întrebarea este nu cât de târziu putem să învățăm pe copiii noștri să se roage, ci cât de devreme trebuie să ne apucăm ca să nu fie prea târziu. Și mi-aduc aminte că am fost la un curs de islam în care am aflat oarecum așa cu surprindere că atunci când în lumea islamică se naște un copil, femeia cea mai în vârstă din familie trebuie să-l țină 24 de ore pe brațe și să spună non-stop Allah este singurul Dumnezeu și Mohamed este profetul său. Apoi, începând de la 3 ani, de la 5 ani, de la 6 ani, cât de mult vor parcă în geneza, în ADN-ul copilului să imprime aceste valori pentru o religie moartă, mă întreb cât de mult ar trebui noi să facem, care avem un Dumnezeu viu și niște valori veșnice și suntem răscumpărați prin har, cât de multă strădanie ar trebui să avem ca mame ca să punem în inima copiilor noștri aceste valori și cât de mult trebuie să valorizăm rugăciunea. Aș putea să spun că fiecare familie trebuie să aibă, cred eu, obiceiul acesta particularizat în casă. Copiii să nu vină ca o obligație, ca ceva impus, nu cu amenințare, nu cu condiționare, nu cu recompense pentru asta și nu într-un mod stereotip. Cred că de fiecare dată trebuie adăugat elemente de creativitate și fiecare mamă poate să aibă
are de la Dumnezeu acest filon, acest potențial, trebuie doar să apeleze la el și să facă din fiecare moment, fie să înceapă cu un desen, să înceapă cu o poveste biblică, cu un principiu biblic, cu o poveste din istoria familiei, care să înrădăcineze copiii, să vegheze asupra modului în care copilul evoluează din punct de vedere spiritual. Urmărindu-i rugăciunea, trebuie să fii foarte atentă, văzând cât de sinceri sunt ei în rugăciune. Uneori poți să descoperi lucruri de peste zi care poate nu ți le-au spus. Și știi unde este zona în care poți să lucrezi, care să devină și tema ta de rugăciune. Înveți, dacă ești atentă, care sunt vulnerabilitățile copilului, care sunt temele viitoare de discuție, de abordare a copilului. Și așa, încet, încet, trebuie să învățăm pe copii dependența de Dumnezeu. Trebuie să învețe copilul de ce trebuie să se roage pentru proiectele de casă, de exemplu. Îi înțelenim foarte mult, îi facem parte pe copii. Mi-aduc aminte când copiii erau mici și cumpăram un frigider sau un aragaz, îi adunam pe toți în jur și ne rugam pentru obiectul respectiv. Poate părea hilar așa pentru cineva neavizat sau neobișnuit, dar eu am vrut și cu soțul meu să învățăm pe copii această dependență. Că tot ce primim, primim de la Domnul și pot să spun că întotdeauna un obiect pentru care ne-am rugat a și avut o viață mai lungă și Dumnezeu ne-a făcut economie. Un termen de garanție. Da, a fost cel mai bun termen de garanție. Dar ei au învățat asta. Am învățat să se roage unii pentru ceilalți, cât de important. Îi puneam să țină pe rând fiecare câte o întâlnire și dacă unul din ei era mai emotiv și ceilalți, eu știu, mai râdeau de el sau așa, când le venea rândul, puteau să înțeleagă ce cantitate de emoție, de participare. Și știu că în ziua aia, când știau că le vine rândul, îi vedeam foarte interesat să găsească ceva nou, o întâmplare, ceva din natură să aducă prin care să-L reprezinte pe Dumnezeu, să facă ceva deosebit. Și făcând așa de fiecare dată lucruri deosebite, folosind, mă întreb de ce Domnul Iisus a folosit așa de mult pilde, vrând să ilustreze adevărurile din cuvânt. La fel trebuie să facem și noi cu copiii noștri. Eu am folosit foarte mult pildele, elementele din natură, vacanțele. Am adus în casă de fiecare dată o parte din anotimp, în toate explicând copiilor. Întotdeauna am avut un ghiveci cu plante să urmărească creșterea, să pot să explic bobul de grâu. Când s-a născut un copil, am putut să plantez un pom, să vadă, să urmărească evoluția lui, dar toate raportate la valorile veșnice. Și sigur că atunci și abordarea lor este diferită și nu mai este o corvoadă, nu mai este o obligație. După cum, ce pot eu să le spun mamelor și ce observ, este că după ce se căsătoresc și au un copil sau doi, dispar din peisajul bisericii. Sunt așa de copleșite, așa de împovărate, se consideră, nu-i mai aduc pe copii la biserică. Și cred că este o pierdere foarte, foarte mare. N-ai să-l înveți pe copil niciodată la 13 ani dintr-o dată să vină la biserică. De obicei atunci se trezesc părinții când copiii încep să aibă rebeliune, prefere acela. Anturajul, să aibă alte alegeri, să intre într-o paranteză a vieții lor și atunci părinții vin și ar vrea să recupereze într-un timp scurt ceea ce n-au făcut ani și ani de zile. Ei înșiși se complac în confort, în neglijarea de a fi împreună cu trupul Domnului, la casa Domnului, urmăresc pe așa internet. Așa un fel de lenevire spirituală. Exact. Nu-și duc copiii. Ori copilul, har Domnului, eu mi-am crescut copiii într-o vreme în care nu exista școală duminicală. Acum, aproape în toate bisericile, există această strădanie să fie pus la dispoziție spații încălzite, cu confort, cu material ilustrativ, cu tot felul de mijloace tehnice, învățători care
Și-au pus la dispoziție toate darurile într-un mod voluntar, de dragul Domnului, s-au pregătit pentru asta, merg la perfecționări, doar așteaptă să-ți duci copilul ca să poată să-l învețe cuvântul lui Dumnezeu și copilul își cultivă o apartenență, are o preocupare, își face prieteni, prietenii care și-i face în perioada asta sunt cei mai valoroși pentru toată viața, se stabilesc niște relații. Oricând tu alegi, ba că e prea obosit, ba că au stat târziu, ba că are lecții, ba, întotdeauna scuzele sunt cel mai ușor de fabricat, dacă stau să mă gândesc. Dar mă tem că este prea târziu când sună clopoțelul să te trezești și să realizezi că ani de zile au trecut și sau l-ai dus la evenimente, sau când s-au împărțit daruri, sau când a venit cineva în vizită, sau când bunicii, sau când te-au sunat de la biserică cineva să te întrebe de ce nu mai vii. Cred că ține de disciplina fiecărei familii și mai ales că sunt niște condiții puse de Dumnezeu la îndemână, fără precedent. Nu este păcat pentru tot ce diavolul pune în lumea aceasta. Cu ce contracarăm? Când și așa din ceea ce pui în familie și copilul se duce în mediul public, multe din lucruri se pierd. Dar dacă nu le pui, dar dacă îi lași pe copii tot timpul numai în fața ecranelor și încă ai grijă de mici cum sunt la zile onomastice, în loc să faci ceva cu valoare spirituală, îi cumperi ultimul telefon sau o tabletă când el încă nici nu știe să citească, dar știe să mânie tastele. Deci, și după aceea suntem surprinși că devin dependenți și nu mai știu să fie regizorii propriilor cuvinte și nu mai au individualitate și își pierd din originalitate și se lasă mânuiți într-o identitate colectivă. Este pentru că în anumite momente de neveghere, de confort, nu? Chiar noi adunăm de multe ori pe cei din familie la tot felul de ori mic dejun, ori lecții de creație, ori studiu biblic, ori tot felul de împrejurări și am încercat să extindem asta și chiar una din nurorile mele a încercat să adune vreo 7 mămici care au copiii de aceeași vârstă cu copiii ei, să încerce să facă ceva, să lucreze împreună cu copiii. E bine, s-a pregătit vreo 2 săptămâni investind în materiale, în proiecte, în tot și când s-a întâlnit cu mămicile, mămicile au fost foarte ofensate. Pentru asta ne-ai chemat, am crezut că este babysitter și noi să stăm să povestim la o cafea, nu să lucrăm cu copiii. Deci, nu poți, când ești mamă, vacanțele se scurtează, deci sunt împreună cu copiii de fiecare dată. Nu poți să-ți permiți pauze din acestea de săptămâni, de luni, de zile, fără să pui ceva în copil, pentru că copilul are o foame de asimilare extraordinar de mare. Și dacă mama nu pune lucruri valoroase acolo, în sipetul inimii copilului ei, foamea aia va fi stâmpărată cu informații din alte zone, cu ceea ce diavolul vrea să pună în inima copilului și ceea ce reușește, pentru că el e foarte harnic, m-am foarte întrebat, activ, da, cel rău și lumea, exact, întunericului se străduiește. Să ne întrebăm de ce faraon, atunci când Moise a venit la el și a spus, uite-te, vrem să plecăm, să ducem, să facem o închinare Domnului nostru, și a întrebat cu cine vrei să pleci. El a spus cu bătrânii noștri, cu bărbații noștri, cu copiii noștri. Și faraon i-a spus foarte clar, mergeți voi bărbații. Pe faraon nu-l deranja că pierde înțelepciunea bătrânilor din poporul evreu, că pierde forța de lucru a bărbaților pentru cărămizile care trebuiau să le facă pentru obiectivele egiptenilor. De ce oare faraon a vrut să oprească copiii? Pentru că știa că în inima bărbaților și a bătrânilor nu mai poate să pună învățăturile Egiptului. Dar într-o inimă fragedă de copil, într-un lut moale, poți să-l modelezi cum vrei și poți să pui valorile tale. Și este acea imagine cea mai teribilă, cred că, din Scriptură, din Apocalipsa, când balaurul stă gata să își face copilul care
urmează să se nască, când femeia încă este în travaliu, asta urmărește diavolul, de mici. Când noi considerăm că sunt prea mici ca să îi punem cuvântul lui Dumnezeu în inimile lor, diavolul nu-i consideră prea mici. Dacă un copil știe să dea cu sticla de pământ și să bată din picioare, să nu-i pui scutecul și să trântească jucăriile și să arunce totul, cu siguranță este suficient de mare ca să înțeleagă și lucrurile care trebuie, țin de disciplină, de deprinderi, de ceea ce o mamă trebuie să pună înăuntru copiilor. E o veche permanentă, e o disciplină fără odihnă a mamelor, pentru că în plângerele lui Ieremia, cuvântul lui Dumnezeu spune: zi și noapte, scoală-te noaptea și gem pentru fiii tăi care mor pe ulițele cetății. Nu este. Neemia spune: stai de strajă în dreptul casei tale, deci fără pauze, cu o mână să lucrezi și cu alta să aperi. Alta să fie îndreptată către Dumnezeu în mijlocire, în permanentă mijlocire pentru fiecare din copiii pe care ți-a dat Domnul. Asta este, de aia Dumnezeu ne-a dat această nobilă misiune să fim parteneriate cu El în acest mister extraordinar care este al vieții. Ne-a încredințat pe copiii Lui să îi asistăm în această călătorie către cer. Spuneați de faraon care nu a vrut să-i lase pe copii să plece. Bineînțeles că acești copii reprezentau, zic eu, viitorul acestei națiuni. Și vedem bine în vremurile întunecate ale comunismului cât de vizați erau copiii și cum ne chemau la școală și duminica, dacă se putea să nu mergem în altă parte să aflăm altceva, sau acum cât de agresată este tânăra generație și chiar cei mai mici cu reclame, cu oferte, pentru că acesta este viitorul și dacă el este direcționat cumva, atunci națiunea va urma acel curs cu siguranță. Dar cred că soluția e, așa cum ați spus mai devreme, să începem să ne rugăm pentru copii chiar înainte de a se naște. Am avut o experiență în care am cunoscut o doamnă care a aflat că părinții ei nu au dorit-o să se nască, ci a fost născută datorită interzicerii avorturilor. E de vârsta mea și a trăit foarte mult cu această traumă, că eu sunt un om care m-am născut din greșeală, din sentimentul de valoare, era praf. Și mă gândesc cât de benefic poate să fie contrariul, adică te-ai născut și ai aflat că n-ai fost dorit, cât de mult suferi, dar să te naști și să afli cât de dorit ai fost și ce binecuvântări și cuvinte profetice s-au rostit asupra ta înainte de a te naște. Deci ideea cu a ne ruga pentru copii înainte de a se naște, cred că este deosebită și bună de notat. Da, dacă mai este să dau o idee la fel care am dat-o în cartea care am scris-o, de exemplu, nu fiecare din mame obișnuiește să păstreze foarte multe lucruri ca amintire din viața copiilor. Pentru că suntem la o temă de rugăciune, de cuvânt, cum să învățăm pe copii, ce ar fi să facem sau fiecare mămică să facă un jurnal de rugăciune pentru fiecare din copiii ei. Un caiet frumos, acum oferta este extraordinară, în librăriile creștine sunt tot felul de jurnale, și la fiecare aniversare să scrie o rugăciune pentru copilul ei. Cred că se poate și mai des. Asta deja. Și mă gândesc cât de diferit este tabloul în ceea ce o mamă poate să ceară de la Dumnezeu pentru un copil care are un an de zile, cu privire la, eu știu, primii pași, primul zâmbet, primii dinți, la dezvoltarea fizică și așa, ce poți să ceri la 3 ani, ce poți să ceri la prima zi de școală, însoțit fiecare rugăciune de, eu știu, ce înseamnă copilul pentru mamă, pentru familie, pentru ceilalți. Și caietul ăsta să fie caietul secret al mamei și când ajunge la majorat sau când se căsătorește, să poți să-i dai un asemenea dar.
Sau o altă idee, mie îmi place să fiu un om practic și sunt un om al ideilor cu participare din inimă, cu participare sentimentală. Ultimul meu proiect a fost să fac o pătură a rugăciunii pentru întreaga mea familie și mi-aduc aminte cu nostalgie că atunci când erau mici, ne adunam seara și aveam timpul de părtășie înaintea Domnului. Apoi urma timpul să se culce și dintr-o dată din larma aceea cu nivel decibelic foarte înalt, când fiecare avea întrebări și dispute și de teritorii și de proprietăți și de toate, în cele din urmă se abandonau somnului și se lăsa așa o liniște parcă neobișnuită peste întreaga casă. Că parcă nu-ți venea să te mai culci, exact, de dragul liniștii. Da. Îmi puteam în sfârșit să recuperez toate treburile zilei, să-mi aparțin și eu puțin și nu puteam să merg la culcare, deși avusesem timpul de părtășie cu ei, până nu vizitam fiecare pat și îi vedeam pe fiecare, îi mai sărutam odată, puneam numele Domnului peste fiecare din ei, trăiam de fiecare dată această uimire să-L văd pe Domnul multiplicat în 8 chipuri sfinte, 8 chipuri minunate, și erau momente de intensitate absolut magică, cu o încărcătură spirituală, cu o încărcătură emoțională deosebită, erau între mine și Domnul, sunt amintiri care mi-au rămas vii. Astăzi copiii mei sunt persoane adulte, cea mai mică o să împlinească 25 de ani. Andrei, îi urăm, da, mulțumesc frumos, sănătate și succes în viață. Mulțumesc. Nu mai pot să-i acopăr de culcare, nu mai pot să-i sărut și să-i îmbrățișez înainte de culcare, dar nu renunț să-i acopăr cu pătura rugăciunii. Și în sensul ăsta, chiar într-un mod practic, am cerut de la fiecare câte un pătrat, adică câte o haină care i-a plăcut, care a însemnat ceva pentru el, care l-a reprezentat, o roche, o cămașă. Am decupat câte așa un A4 din fiecare, am scris pe fiecare numele, am cusut la grămadă și am făcut o pătură, am cosmetizat marginile, dosul, și am făcut o pătură simbolică a rugăciunii și pentru mine ca mamă înseamnă mult să i-am acolo pe fiecare adunat și asta este de fapt misiunea noastră când nu mai sunt lângă noi, să-i acoperim cu această pătură a rugăciunii, nu numai pe copiii noștri, ci întreaga generație care vine după noi, trebuie să intrăm în această mijlocire, trebuie să preluăm această ștafetă. Au fost înainte bunicile, au fost mamele noastre, încet, încet există aceste predări de ștafetă și vorbim mai mult despre trecut decât despre viitor și cred că este o misiune sfântă să-i acoperim cu rugăciunile pe cei care... Care ei sunt viitorul, exact, și exact. Cu siguranță știți ce mult înseamnă când ți se spune din partea unui membru a familiei, mamă, tată, bunică, eu obișnuiesc să mă rog pentru tine, să știi că mă rog, să știi că... Deci chiar te simți acoperit cu o platoșă pe care... Și de multe ori am fost în situații grele în care am știut, Doamne, Tu trebuie să mă scapi, că acei oameni, părinții noștri, se roagă și chiar dacă n-am meritat, de dragul lor, care te iubesc pe tine așa de mult și te simți în mult mai multă siguranță decât dacă nimeni n-ar face lucrul ăsta. Dar până ați ajuns la plapuma rugăciunii, ați amintit că de foarte multe ori v-ați întâlnit cu familia, ați făcut acel altar familial. De câte ori pe săptămână se întâmpla lucrul acesta sau cum recomandați celor care au copii acasă? Deci când copiii sunt mici nu s-a întâmplat să treacă vreo zi în care numai în cazuri de forță majoră să fie o zi în care să nu avem timpul acesta de părtășie și de închinare înaintea lui Dumnezeu. După aceea puneam accentul, așa cum am spus, când aveam o cauză specială pentru familie, copiii trebuiau să învețe că
Dumnezeu este resursa noastră și că prin rugăciune, pentru că e har ca Dumnezeu să-ți dea înțelepciune să administrezi banii, să-ți binecuvinteze lucrul mâinilor, să-ți deschide ochii să vezi unde este belșug de pâine. Și ei trebuie să învețe că trebuie să se roage pentru asta și să ceară de la Domnul. Când plecau undeva, când se întorceau dintr-o tabără, când obțineau o diplomă, când era mare celebrare, când era primul botez, când, eu știu, obțineau un rezultat deosebit la un concurs, noi am celebrat de fiecare dată și am adus mulțumiri înaintea Domnului. Așa cum am mai spus și la sfârșitul anului școlar, întotdeauna am avut o zi a mulțumirii instituită în casă, după cum și la sărbătorile religioase, la Crăciun mai ales. Nu ne mulțumim numai să ne dăm daruri unii altora, să celebrăm cu bucatele pregătite și cu o casă aranjată de sărbătoare. Avem un jurnal de Crăciun, el este completat în fiecare an de fiecare membru din familie, inclusiv de nepoții care nu pot încă să scrie. Ei fac desene tematice, dar vrem să fie acolo parte. Când se uită să vadă, eu știu, un Crăciunul din 2014, ei de ce lipsesc, că de fapt erau, și vrem să fie acolo. Când sunt și mai mici, le-am luat amprentele palmare, dar ei sunt acolo în familie, pentru că și izraeliții, oriunde mergeau și orice celebrau, este notat peste tot, împreună cu copiii. Deci e curios când urmărești subiectul ăsta în Biblie să vezi că nu făceau nimic fără prezența copiilor. Ei, în fiecare pagina jurnalului, fiecare membru de familie trebuie să scrie care au fost intervențiile divine ale Domnului din anul care a trecut, care sunt motivele de mulțumire, care sunt motivele de celebrare, de fapt, pentru ce îl onorăm pe Dumnezeu, cum îl sărbătorim noi pe Domnul Iisus Hristos prin ceea ce a însumat, pentru că Dumnezeu a fost credincios, El își ține legământul, El nobilează anul, pașii lui varsă belșug și e cumva așa. Cum am putea să lăsăm să încheiem anul și să punem accent doar pe o celebrare fastoasă a elementelor consumabile și nu a valorilor care cu adevărat trebuie să fie inserate și care trebuie să rămână ca valoare în inima și în viața copiilor noștri. Iată că absolut prin orice, după aceea ca bunice, în așa de multe feluri, o bunică poate să vină cu idei creative a modului în care poate să-și asiste nepoții, pentru că e degrevată de, eu știu, responsabilitățile directe, are mai mult timp și cât de util trebuie să devină acest timp în folosirea lui, în administrarea lui, în relația cu nepoții, nu doar să le facem mofturile sau, eu știu, să le dăm pe ascuns ceea ce părinții le interzic sau, ci trebuie să fie ca preocupare. Aici aș vrea să vă întreb ceva. Unde punem echilibru între mamă, tată, bunici? Vezi atâtea modele și fiecare își alege. Unii dau multă responsabilitate bunicilor și lasă mult copilul în grija bunicilor. Alții zic, nu, noi suntem părinții, noi trebuie să îi dăm toate valorile. Unii bunici se simt împovărați că trebuie să aibă prea mult grijă de nepoții lor și poate au o vârstă și le e mai greu. Alții bunici suferă că nu au nepoții aproape. Unde ar trebui să găsim echilibru? Din păcate, de multe ori un copil poate să ajungă ca o minge de ping-pong așa, pasată dintr-o parte în alta, în sensul că se face un transfer de responsabilitate. Uneori părinții spun, bunicii trebuie să se ocupe de latura spirituală pentru că ei au timp, ei stau acasă, ei au experiență, ei au răbdare. Ei au timp. Exact. Da. Alte ori am auzit spunând, păi de asta îl duc la biserică. De asta este școala duminicală. Ei au datoria să pună. Dacă ne uităm în Scriptură, cred că părinții au responsabilitatea directă a copiilor. Bunicii sunt să ajute, dar niciodată să înlocuiască.
Deci poți să ajuți, poți să zidești pe ceea ce părinții spun, dar nu să spui în contradictoriu ca bunică sau să subminezi autoritatea părinților sau să-i condiționezi, eu știu, sub pretextul ajutorului material să poți să-ți condiționezi intervențiile și să devii posesiv și posesivă ca bunică și să-ți impui punctul de vedere sau să impui copilului valorile care au fost pentru tine contemporane cu nu știu câți ani de zile înainte sau să ai anumite restricții exagerate. Se poate greși foarte mult și în această zonă. Cred și rămân și mă întorc la această convingere că responsabilitatea directă este a celor doi părinți, bunicii, școala duminicală, lecțiile de religie de la școală, literatura care este, sunt doar niște instrumente ajutătoare. Cum ar trebui să facem, pentru că sunteți un om practic și poate aveți și la întrebarea asta o experiență victorioasă. Vedeți, copiii nu mai citesc așa de mult acum. Ei cu tableta, cu internetul și nu mai au timp cu jocurile de pe calculator. Cum să-i facem să citească din Biblie și să crească în pasiune pentru asta, să nu vadă ca o temă de casă suplimentară, deci chiar să o facă cu bucurie? Ce fac eu acum cu nepoatele mele? Încercăm să învățăm un verset pe săptămână și facem cu rândul. Într-o săptămână aleg eu versetele și le dau și așa cum le vine rândul, aleg ele și sub forma unui joc, de fapt, noi acumulăm și învățăm. Probabil că dacă le-aș fi dat o temă și le-aș fi spus, uite, până la sfârșitul anului trebuie să aveți 50 de versete învățate, li s-ar fi părut prea mult și ar fi refuzat din start. Trebuie găsit de fiecare dată modalități. Am făcut pe un inel de perdea, m-am făcut niște cartonașe cu versete și le învățăm așa. Într-un borcan am pus dulceață pentru suflet, se cheamă eticheta, și așa cum le legăm pe cele de toamnă când ne punem gemurile și zacusca, așa am făcut și eu și am pus înăuntru bilețele cu versete ca să fie într-o formă atractivă. Am decupat pentru fetele mele când erau mămice și aveau copii mici, am decupat niște cartonașe sub formă de picioruțe și la fel le-am prins într-un inel și am ales exact acele versete care se referă la responsabilitatea mamei în perioada în care copiii sunt mici și pe partea cealaltă un îndemn, ceva, ca să fie atractiv, să nu fie doar o literă seacă sau un concept impus. Încercând așa modalități diverse, apoi stârnit interesul în natură, foarte mult pot să-i înveți pe copii despre asta. Am avut așa o experiență deosebită, am fost cu două din nepoțelele mele într-o excursie, am avut de fapt un obiectiv și am crezut că le arăt frumusețile patriei. Spre marea mea surpriză, erau mai mult interesate de ce le arăta ecranul telefonului și am oprit la un moment dat într-un loc mirific, cu așa ca într-o căldare înconjurat de munți și înăuntru jos era un lan de grâu flancat de albăstrele și o grămadă de alte flori și când de păsărele. Când am oprit, au fost foarte dezamăgite. Bunii, dar de ce ai oprit aici în câmp? Și am încercat să le spun de natura Domnului, de ceva, să... N-am avut succes. Până nu mi-a venit ideea să spun, știți, este locul ideal pentru o ședință foto. Am început cu ședința foto și după aceea, așa în pași foarte mărunți, am început să vorbim, zic, uite-te, vă puteți imagina cum Domnul Iisus cu ucenicii trece printr-un lan de grâu, cum sfărâmă boabele și le-am cusut, le-am creionat această poveste într-un mod atât de plastic, terminând spunându-le că uite-te, uite-te unde se găsește, haideți să vă arăt în Scriptură. Și pornind de acolo,
cu alte elemente din natură, vorbindu-le despre Domnul Iisus, încât s-a înserat și povestea noastră nu se termina și am putut să le stârnesc interesul și asupra unor povești din Biblie care poate n-au fost așa de atractive, pentru că ei sunt prinși de, eu știu, personajele Vechiului Testament, că, eu știu, Daniel s-a luptat cu leu sau Samson sau, eu știu, Moise sau... Dar și alte adevăruri biblice, putem să ne folosim foarte mult de natura Domnului, de pildele Domnului Iisus Hristos. Cred că fiecare mamă, și când gătește, și când face aluatul, și când semeni ceva, și când fiecare mijloc să-l folosești, să poți să ilustrezi un principiu al Domnului. I-am trimis pe copii într-o ieșire în natură să aducă fiecare ceva care să-l reprezinte pe Domnul în creație. N-au înțeles chiar de la început, după ce le-am explicat, s-a întâmplat ceva extraordinar și a rămas o amintire deosebită. Unul a venit cu o pană de porumbel și a făcut o poveste cu asta, cu o scoarță de copac, cu o nucă, cu o floare, cu o piatră. Și folosind elemente din jur, putem să inserăm în fiecare un adevăr și un principiu. Noi le spunem de multe ori copiilor povești din Biblie. Important este care este mesajul din spatele fiecărei povestiri, care este principiul lui Dumnezeu, nu doar o poveste. Și cred că putem să facem asta folosind absolut și când lucrăm și când, eu știu, în orice împrejurare, în orice împrejurare sau când vii de la biserică, să poți să-l înveți, să-i testezi atenția despre ce a fost în predică, ce principiu a fost ilustrat, cum îl vezi tu, cum gândești tu, cum crezi că poate fi aplicat, tu ce ai spune în loc sau o grămadă de întrebări ca la studiu biblic inductiv. Și faceți întâlniri din acestea cu nepoții în mod intenționat, organizat, așa, toți vin la aceeași oră și aveți ca un cerc de studiu? Nu știu dacă ei ar fi foarte încântați dacă aș face așa organizat. Cu fetele mele, care sunt persoane adulte, așa cum am spus, fac studiu biblic și cam așa pornesc. Ele sunt, de fapt, miezul și își aduc și prietenele și persoanele conexe și așa formăm un grup, dar interesul meu ca mamă este ca cele din familia mea, nurorile, fetele, cumnata mea să fie parte sau fac un mic dejun unde prima dată valorizăm cuvântul Domnului sau un concurs de prăjituri am făcut înainte de Crăciun și tot așa să vedem aspectul spiritual. Pe copii, pe cei mici, în etapa cea mică, am întâlniri, de exemplu, iau de la școală, nu? Vinerea e zi de bunicială. Când pot, îi iau de la școală, sigur îmi pare rău că nu pot să o fac mai des, dar când îi iau, de fiecare dată încerc să vorbesc cu ei și să le transmit așa, de fiecare dată o valoare, un adevăr. Cu nepoatele mai mari, sigur că deja nu mai pot să le duci la un spațiu de joacă și avem alt gen de întâlniri, dar asta încerc să fac. De fiecare dată să pun o esență, o valoare, să construiesc ceva. Așa cum am văzut și vă las pe dumneavoastră să citați, pe una din paginile cărții Lada cu Zestre, spuneți ceva despre Evanghelia copiilor. Copiii nu au Evanghelie. Cum să spun, cred că Evanghelia, luată în sens familiar, cred că este acea carte a fiecărei familii, care este o carte de amintiri, de valori, de inserții, de caractere și așa, care toate au ca filon valoarea cuvântului și relația cu Domnul Iisus Hristos. Deci cred că în acest sens poate să fie o Evanghelie a fiecărei familii, așa cum avem Evanghelia lui Dumnezeu cu cuvântul lui Dumnezeu, o carte a familiei, poate că în alți termeni spus, în cer se vor deschide niște cărți. Cred că pe acolo vor fi și cărțile din fiecare din familiile noastre înaintea lui Dumnezeu, așa cum viețile noastre sunt ca o carte deschisă înaintea lui Dumnezeu cu fiecare inserție a valorilor lui. Și cu atât mai mult, copiii sunt niște cărți deschise pentru noi și tot ce punem acolo între coperțile acelei cărți
rămâne pentru eternitate, nu numai pentru pământ. Deci, pe lângă valorile care noi le punem pentru pământul ăsta, trebuie să punem valorile eterne, ceea ce rămâne și ceea ce vom lua dincolo. Ei sunt singura noastră avere. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Mulțumim pentru modelele care ni le-ați lăsat, inclusiv pentru această carte pe care aș vrea să o mai prezentăm încă o dată, Lada cu Zestre, deosebit de utilă pentru toate mămicile, că dacă am vorbit la emisiunea aceasta despre mămici și despre rolul lor în creșterea spirituală a copiilor, are multă învățătură care poate să ne încurajeze și multe idei practice. Să fie de folos și de provocare. Mulțumim și la cât mai multe cărți și la cât mai multe proiecte. Ce Domnul are în plan? Cu copiii și, și nepoții fizici, dar și cu cei spirituali, că aveți foarte mulți și din aceștia. Mulțumesc! Dragi prieteni, ați avut ocazia să o ascultați pe doamna Angela Țiprigan, acea femeie care de peste 40 de ani slujește femeilor și familiilor din România, o adevărată pionieră a lucrării femeilor în țara noastră, între români, dar care este și o bunică și o mamă de excepție și de la care avem de fiecare dată ce să învățăm. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă așteptăm săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. Să ne vedem cu bine!